Peste 200 de polițiști au acționat în acest weekend în cadrul acțiunii blocada. Activitățile au vizat în special prevenirea și combaterea faptelor cu violență și prevenirea accidentelor rutiere pe fondul consumului de alcool și droguri. Acțiunea are atât componentă operativă de identificare a celor care se urcă la volan după ce au consumat alcool sau droguri, dar și o pronunțată componentă preventivă de informare și responsabilizare. În doar trei zile de control, mai exact în perioada 5-7 octombrie, polițiștii au suspendat peste 50 de permise de conducere pentru abateri la regimul rutier și au reținut 34 de certificate de înmatriculare. Totodată, polițiștii suceveni au intervenit la peste 200 de evenimente și au aplicat peste 500 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 300 de mii de lei, atât pentru abateri la regimul rutier, cât și pentru acte de tulburare a ordinii și liniștii publice.